Începând din data de 13 decembrie 2021, sunteți ambasadorul Republicii Moldova în București, în România. Care sunt principalele obiective pe care vi le-ați propus în acest mandat? Pe 13 decembrie, bine, a fost prima zi de, în oficiu, să spunem, la ambasadă, dar doar pe 11 ianuarie am înaintat scrisorile de acreditare din domnului președinte al României, Klaus Iohannis, și din momentul respectiv mi-am asumat toate responsabilitățile care îmi revin conform mandatului. Bine, ce îmi propun eu este agenda guvernelor noastre, care, iată, s-au reunit săptămâna trecută la Chișinău, au fost semnate mai multe acorduri importante, printre care acordul de asistență nerambursabilă în valoare de 100 de milioane, apoi acordul privind roamingul, două acorduri privind unul reconstruirea și altul construirea unui nou pod peste Prut la Ungheni-Ungheni. Mai sunt și un memorandum foarte important în domeniul cooperării energetice, care presupune solidaritate în timp de situații de criză. Și un șir de alte memorandume și planuri de acțiuni în vari domenii, educație, învățământ militar, digitalizare, mediu, etc. etc. Îmi propun să... Obiectivul meu major este să facem ireversibil parteneriatul nostru strategic cu România, parteneriat strategic care a fost inițiat în 2010 și care deja a adus foarte multe beneficii cetățenilor noștri. Da, într-adevăr, nu am reușit să valorificăm asistența întreagă de 100 de milioane care ne-a fost acordată încă în 2010. Am reușit doar 32 de milioane, dar din acele 32 de milioane vă asigur că s-au făcut proiecte importante, fie că vorbim de restaurarea unor edificii culturale în Republica Moldova, fie că vorbim de peste 1000 de grădinițe restaurate cu asistența României, fie că vorbim de peste 100 de microbuze care, iată, astăzi ajută elevii noștri din diferite localități să ajungă la timp la școală și să se întoarcă în siguranță acasă. Mai sunt și proiecte ce țin de reabilitarea unor importante infrastructuri rurale în diferite sate, deci vă asigur că asistența ne-a ajutat și este vizibilă în Republica Moldova. Bineînțeles, ne dorim o capacitate mai mare de asimilare a acestei asistențe și cred că odată cu un nou acord au fost înlăturate anumite deficiențe și sunt convins că de această dată vom reuși să valorificăm în întreaga asistență oferită de România, pentru că ne propunem să implementăm și proiecte strategice de necesare pentru economia noastră, dar și să aducem mai multe schimbări pozitive în satele noastre, beneficii reale pentru locuitorii din satele noastre.